Radio România Internațional. Pauza mare. Pauza mare. Pauza mare. Undo demisia astăzi Mihaela Păunescu și Mirela Stănescu-Tolea, gazdele ediției din prima zi a noii săptămânii de februarie, a treia săptămână de februarie, pauza mare așadar la Radio România Internațional cu un invitat în alb și negru, dacă ar fi să ne referim la imaginea claviaturii pianului. Un pianist de succes în mai multe zone de exprimare, de la baroc la avantgard, am putea spune, și jazzul se află la loc de cinste în feelingul tânărului artist. Bine ai venit, Ștefan Lovin, în emisiunea Pauza mare de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salutări. Deja se aude Keith Jarrett, idolul care te-a convins să fii și jazzman. Da. Așa, așteptăm să ne povestești cum ai descoperit tu claviatura în alb și negru, cum spunea. Diezii și bemoli și clapele albe de fildeș. Da. Eu, înainte să mă apuc de pian, am cântat la violoncel 5 ani, la liceu de artă din Tulcea. Da, a fost o trecere spectaculoasă. Da, și deci am cântat 5 ani la violoncel. Și studiai și pianul ca instrument de pian tehnic, cum se numea. Da, pian tehnic, dar nu a fost așa o revelație pentru mine până la vârsta de 14 ani, când am ascultat Sonata Lunii de Beethoven și m-a convins radical să... Am înțeles, cel mai clasic dintre romantici te-a convins, cel mai romantic dintre clasici. Să mă apuc să studiez Sonata Lunii, da. Deci m-am apucat târziu, am putea spune, după standardele de azi, dar pasiunea a făcut să continui și perseverența. Și să te implici foarte mult în viața muzicală. Cânți mult, susții concerte, scoți discuri, adică ești foarte activ, ceea ce este foarte bine. Da. Asta înseamnă să fii un hărăzit aleuterpei, să nu o abandonezi niciodată, să mergi așa în pas de deux cu ea la braț. Da, sigur. Așa. Iar cu Keith Jarrett, mă rog, e o poveste frumoasă, de la 21 de ani, am ascultat pentru prima dată concertul de la Köln, se spune că este cel mai bine vândut album solo pentru pian, de jazz, deci de jazz. Și, mă rog, m-a pătruns foarte profund muzica lui, modul în care improviza. Mă rog, deci a fost o descoperire, au fost niște sonorități pe care nu le mai auzisem până atunci. Și am mers și eu pe drumul ăsta la improvizație, am început să explorez tot felul de combinații armonice. Mă rog, mi s-a deschis un orizont, adică... Ce să spun? A fost o experiență foarte frumoasă. Eu până atunci cântasem foarte mult muzică clasică, adică eu sunt pianist de muzică clasică de la bază, așa m-am format. Da. Am cântat foarte mult Bach și Beethoven și mă rog, tot ce se cântă în repertoriu clasic, dar jazzul a fost așa o evadare. O descoperire, da. Și profesorii tăi cum au privit evadarea asta ta în lumea jazzului? Cu ochi buni sau cu un ochi încruntat și cu o sprinceană ridicată? Nu cred că am avut așa un confesor dintre profesori care să povestesc experiențele mele. Generațiile mai vechi au suferit un pic de neînțelegere a profesorilor. Aș putea să menționez. Un profesor care și-a pus amprenta asupra mea și nu numai asupra mea, asupra mai multor muzicieni care profesează și astăzi, deci formați la liceu din Tulcea, e vorba de Pavel Rusu. Da. Pe cât a fost el, a fost un liceu foarte bun. Deci Pavel Rusu, după care nu mai este printre noi, el a fost format în Rusia, deci la Moscova, un profesor de origine basarabeană, deci care a studiat la Moscova, cum spuneam. Cum se studia la Moscova pe vremea marilor muzicieni. Conservator foarte serios, sigur că da. Da, absolut. Iar muzica și coreografia erau la el acasă, acolo la Moscova. Da, absolut. Da. Și cu tot bagajul acesta informațional a venit la noi. Cred că a fost norocul vieții noastre să-l întâlnim pe acest om. Și maestru. Da, el, să spun, a fost maestru nostru al
tinerilor de 15 ani, 16 ani, până în clasa 12. Am, și am învățat foarte multe lucruri. Adică la conservator, când am intrat, deja știam multe lucruri care se predau acolo. Adică nu a fost așa o trecere nemai întâlnită. Da. Și revenind la Keith Jarrett, este și pianist de clasic și pianist de jazz. Probabil că exact dimensiunea interpretării lui te-a acaparat și ai dorit urmezi drumul, dar în felul tău original, bineînțeles. Și cu Keith Jarrett e o poveste foarte interesantă. El a fost ca formație, ca structură pianist de muzică clasică, adică el a cântat foarte mult. Da, știu, Keith Jarrett era un clasic și chiar am ascultat albume de colecție cu el. Da, el a vrut să urmeze cariera de muzician clasic, adică el asta a vrut să facă, dar a fost un episod pe care îl descrie, mă rog, mai puțin fericit, l-a făcut să abordeze jazzul. Da. Da, în cazul tău a fost doar o opțiune. N-a fost ceva nefericit, din potrivă. O descoperire, da, a fost o opțiune care ți-a inundat sufletul de fericire. Ce poate fi mai frumos decât să te lași pradă improvizațiilor și să nu știi ce este aceea inerția și repetitivitatea? Adică mereu este altceva atunci când cânti jazz. O temă naște imediat altă temă și la rândul ei alte veșminte, în alte veșminte, în alte armonii, în alte culori și tot așa, ca un carusel. Da. Da, absolut. Adică, spre deosebire de muzica clasică, care are partitura, litera și spiritul partitura, parametrii ei, toată disciplina care se învață. Sigur, jazzul îți oferă o libertate de expresie, o libertate comportamentală, să spunem. Da, dar interioară, cu pe care nu stăpânești aparatul pianistic foarte bine. Absolut, adică doar nu, libertate nu pe și scena, cu stângăcii tehnice nu prea dau bine. Da, da. Da, adică nu venim pe scenă absolut nepregătite. Da. Nu la asta mă refer. Dar, background trebuie să existe. Sim. Background teoretic, tehnic, mă rog, toate palierele instrumentale trebuie stăpânite bine ca să poți să creezi un act spontan, autentic, altfel riști să fii... Da. Derulând un pic timpul așa înapoi, în 2007 ai participat la Europa Fest. Da, așa este. Cum, ce amintiri ți s-au lipit așa de memorie? Directorul de atunci, Luigi Gagius, domnul Luigi Gagius, m-a văzut la festivalul de jazz de la București și mi-a propus să particip, da, și m-a invitat să cânt și mi-a propus o chestie inedită, să cânt un standard de jazz cu orchestră. Da, ai cântat chiar la Ateneu, dacă bine mi-amintesc. Da, sub bagheta lui Alexandru Ganea și mi-a propus să orchestrez o piesă de jazz, Be My Love se cheamă, și am orchestrat-o pentru orchestră de coarde. Mai colaborasei cu Alexandru Ganea până atunci? Nu. A fost o primă întâlnire scenică. Da. E o primă întâlnire foarte reușită, adică un moment foarte frumos. Deci a fost un fel de mic concert, așa, un concertino pentru pian și orchestră de coarde. Ia, aș zice să ascultăm și noi un fragment.
îl ascultăm pe Ștefan Lovin în festivalul Europa 2007 la București, pe podiumul Ateneului. Iată că Ștefan ne va povesti cum e să te asculți acum, cântând acum atâți ani, vreo 13 ani în urmă, așa? Este la fel de frumos. Ești riguros? Ești critic cu tine însuți? Da, absolut. Sunt foarte critic. Cel mai mare critic. Da, da, da. Așa. E frumos, sună bine și acum. Așa cum a sunat și atunci. Da. Este și romantic, așa, demersul. Da. Foarte bun pentru un, ca să spun așa, ca prolog pentru ceea ce urmează. Din păcate, săptămâna trecută a fost o săptămână neagră pentru lumea muzicală. Pe toți ne-a marcat stingerea din viața legendarului Cicoria, pentru că sunt puțini oameni iubitori de muzică să nu fi fost acaparați de arta pianistică și componistică a acestui legendar maestru. Eu una l-am adorat, am avut tricou, șapcă, tot ce se poate să-mi amintească de acest unic muzician. Și știu că și pentru tine a însemnat ceva deosebit. Ai cântat piese și mai mult decât atât i-ai dedicat piesă. Da, i-am dedicat o piesă compusă în anul 2010, se cheamă Return to Cicoria, vine de la titlul celebrului album al său, Return to Forever, compus în 1972. Un album pentru care s-a luat la bătaie colecționarii, adică este extraordinar, album extraordinar. Eu care am avut ocazia să-i dau piesa asta, el a venit la București în anul 2011 sau 2012, nu mai țin minte data exactă, și m-am întâlnit cu el după concert, deci în spate toată lumea stă la autograf, mă rog, viniluri, discuri, tot felul de chestii, și eu i-am dăruit un CD cu piese compuse de mine, printre care era și piesa aceasta dedicată lui. Și a avut o reacție așa foarte sus de... plăcută și totul ăsta surprins. Da, maestrul era foarte generos și cu tinerii și cu publicul. Rar am văzut așa o generozitate. Mulți artiști, e practic una dintre componentele ale statutului de artist, dar la el era specială generozitatea asta. Da, adică... respectul față de public. Adică eu îl consider un muzician genial, adică ceea ce a făcut a fost... deschizător de drumuri și închizător de drumuri. Da, și totuși și-a păstrat așa o modestie și o candoare, o comunicativitate cu publicul pe care mulți muzicieni, mă rog, să spunem, de aceeași tale nu o au. Adică asta, mă rog, candoarea lui, adică asta, generozitatea lui. Și avea și o ușurință în a cânta și așa un spirit ludic, am putea spune, deși există aceste trăsături și la alți pianiști și la alți muzicieni de jazz, dar la el erau foarte rafinate, ăsta-i cuvântul. Totul avea un rafinament plăcut, nu cu ostentație. Și iar un episod contemporan cu concertul de Köln, când m-am hotărât eu să mă apuc de jazz, a fost și celebra piesă La Fiesta a lui, l-a cântat-o de foarte multe ori, dar o variantă pe care eu o admir a fost cea cântată în un concert din 1978 și eu m-am hotărât să scot notă cu notă tot ceea ce a cântat el. Să o recompui aproape. Să faci un dictat muzical pentru cine știe. Deci a fost efectiv, am cântat notă cu notă. Nu a fost improvizație sau nu am scos. Deci, practic, partitura nu există la ceea ce a cântat el acolo. Și am scos, am stat 3 luni de zile, a durat. E o piesă extrem de grea, adică nu vorbim de complexitățile care sunt acolo. Da, ți-ai durează pus foarte în valoare mult. Calitățile muzicale, uite. Da, și am ușor muncit. Să faci așa ceva. Da. Și cred că a fost un proiect original așa pentru România să cânti. Cred că am fost singurul acum, da, nu o spun așa, că cu laudă de sine, dar ca un fapt atestat. Adică n-am mai auzit pe niciun pianist să cânte varianta aceea. Da.
Le-am și pregătit să ascultăm întâi un fragment din Return to Chicoria și pe urmă chiar la fiesta. Ștefan Lovin. Thank you.
mare. Da, într-adevăr, un tribut adus legendarului Cicoria de către pianistul nostru, Ștefan Lovin, felicitări. Chiar ai reușit să calci un pic pe urmele maestrului și cred că te simți împlinit după ce cânti această piesă, de oricâte ori ai ocazia. Da, e o piesă de inspirație spaniolă, probabil. Da, am remarcat că tu ai o... Da. Ai o afinitate cu lumea ispanică. Am văzut că și Paco de Lucia și Vicente Amigo, chitariști mari, premiați cu Grammy, îți sunt printre preferați. Da. Da, deci au fost doi pianiști, Kizere și Cicorea, și doi chitariști, Paco de Lucia și Vicente Amigo, care mi-au călăuzit pașii, să spunem așa, direct în lumea jazzului fusion. Deci da, Paco de Lucia ne-a vizitat și pe noi. Am avut ocazia să ne bucurăm la sala Palatului de concert, de regalul de chitară și nu numai de chitară, de muzică. Ce mai mari muzici. Da, iar Vicente Amigo nu, parcă nu a venit în România, nu mi-aduc aminte. L-am ascultat. A venit? Da, eu a venit la Târgu Mureș. A venit la Târgu Mureș, deci acum 2 ani. Am fost. Festival de chitară intitulat Harmonia Cordis. Așa. Intitulat de organizat de Beche István, deci este un chitarist din Târgu Mureș. Și deci acesta este festivalul lui. Și printre mulți chitariști de muzică clasică l-a adus și pe Vicente Amigo cu formula lui de instrumentiști, de artiști spanioli. Deci au cântat cam muzică câți flamenco. În formulă? Păi, deci erau 5-6, cam așa. Aha. Da, da, destul de... Da, deci, cum, palmas, cajon, chitară... Ce distribuție! Da, a fost excepțional, adică, ce să spun, ceva de neuitat. Iar Vicente este absolut genial. Da. Rafinamentul pe care l-a atins, n-am mai întâlnit la alții chitarici, adică, sigur. Da, și este în plină maturitate, 50 ceva de ani, plină maturitate artistică. Da, da, are multe da, de da. Spus, bineînțeles. Poate da, el avea o întâlnire cu el să cânți odată împreună, ce grozav ar fi. Da, deci m-a fost și cu Cicorea, tot așa am reușit să-i dau piesa dedicată lui, că am compus o piesă da, o dedicată și lui Vicente. Da, o să o ascultăm și... împreună. A fost o întâlnire foarte frumoasă. E un om deosebit de drăguț și de sincer și natural. Și... Da. Cam într-un fel așa cu Cicorea, să spunem. Cam doar... Sfera umană, așa. În aceeași, sfera umană s-ar încadra. Anul trecut a fost un an Beethoven. Asta ca să schimbăm un pic registrul. Revenim la Paco de Lucia, bineînțeles, și la Vicente Amigo, dar vroiam să punctăm faptul că a fost anul Beethoven și tu ai abordat și sonata patetica și sonata lunii. Spuneai că sonata lunii te-a determinat să fii pianist până la urmă, să treci de la melodiosul violoncel la nărăvașul pian, adică ți-a dat un verdict clar sonata lunii, așa romantică și sensibilă cum este, iată că a fost suportul unei decizii și unei cotituri în viața ta de artist. Da, da, e o lucrare absolută. Nu mai există ceva asemănător și de original și chiar și în zilele noastre se păstrează această originalitate uluitoare. Haide să ascultăm, să fim un pic romantici, deși Beethoven este tunet și fulger. Da. Thank you.
Da, declarație de dragoste în clape de pian, în claviatura alb-negru. Iată cum Keith Jarrett, Chicoria, Paco de Lucia și Vicente Amigo sunt în formula de quartet de preferințe ale pianistului Ștefan Lovin, invitat astăzi la pauza mare de la Radio România Internațional. Ștefan, te-ai gândit vreodată să faci jazz pe muzica lui Beethoven? Să fii un Beethoven reloaded, așa că tot se poartă aceste atitudini estetice. Asta da, nu. Adică să fac improvizații jazziste pe la turca de Mozart sau Fiorelize, nu mi se pare. Nu. Adică iese din stilul muzical. Da. Adică este o muzică compusă acum 200 de ani sau 300 de ani, în cazul lui Bach. Și nu, sunt alte idiomuri stilistico-muzicale, adică nu prea... Da. Merg împreună. De asta mi se pare o combinație jazz cu muzică clasică. Se practică de mulți ani, chiar de multe decenii. Da, știu, dar mie personal, adică deci cu o opinie privată, nu mi se pare chestie... Îți place să le iei pe rând. Nepotrivită. Da. Da, adică părerea mea este jazzul să rămâne jazz, muzică clasică să rămâne muzică clasică. Adică în combinația asta. Aha. Da, e un punct de vedere, sigur, respectăm. Să revenim la mari chitariști spanioli, Paco de Lucia, și să ascultăm acea piesă. Este, am înțeles eu, că este tributul tău către marele muzician spaniol, nu? Da, Paco de Lucia, nu? Da, când ai lucrat această piesă? Când ai finalizat-o? Deci, istoria acestor piese, geneza acestor piese este acum 11 ani. Deci, în 2010 am apucat de ele. Sunt practic niște compoziții, adică nu foarte puține improvizații, sunt structuri clare. Adică am muncit la ele multe luni de zile, l-am înregistrat. Albumul se numește El Mar del Poeta, deci un titlu în limba spaniolă care înseamnă Marea Poetului, un titlu simbolic, așa, da. Metaforic. Te atrage mult muzica spaniolă, îmi dau seama. M-a atras atunci, adică nu aș mai face acum același lucru. A fost atunci un punct de inspirație. O etapă în cariera ta, da. Da, și deci practic albumul are 9 piese, dintre care 4 sunt dedicate lui Paco, Vicente, Keith Jarrett și Chicoria. Mai muștilor sacri, idolii tăi, adică, da. 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 Haideți să ascultăm piesa dedicată de Ștefan Lovin, marelui chitarist Paco de Lucia.
Da, într-adevăr, pot să te felicit, Ștefan Lovin. Foarte bine ai imitat scritura chitarei în această piesă. Ți-a reușit, într-adevăr, foarte bine. Da, mulțumesc. Primele acorduri am și crezut o clipă că e chitară. Așa m-am zis, eu care, vorba aceea, am fost pianistă și am crezut o clipă că este chitara, da. Da, 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 și am vrut să mai sugerez o tehnică din flamenco numită palma, deci o tehnică care se face la ei, da, cu palmele. Da, este spectaculos. Am văzut și eu artiști de flamenco și aici în București. Am avut ocazia să-i văd chiar și pe teritoriul lor în Spania. Sunt fascinanți, într-adevăr. Da, au o trăire și o tehnică pe care greu o poate imita cineva. Greu poate fura, ca să zic așa, că tehnica se va și fura. Da, adică dacă o transpui pe chitară, mă rog, e mult mai simplu, dar pe pian e mai greu. Da, da. Ai reușit să fii foarte sugestiv cu această piesă. Mulțumesc. Da. Și te-am mai pregătit și la poezia Divisente, amigo. Spune-i că este tot o piesă din aceeași lume, să spunem, lume sonoră, oarecum așa. Da, această piesă are și ea o poveste? Păi este dedicată lui Vicente Amigo, o piesă portret, așa. Am încercat să caracterizez pe Vicente Amigo în această muzică. Aha. Haideți să ascultăm cum îl auzim mai ales. Da, așa, e vorba de muzică, ascultăm cu mare drag. Da, într-adevăr, o poezie, un fel de lectură muzicală, am putea spune, un fel de piesă portret, cum spunea pianistul Ștefan Lovin, un pianist care evoluează în două lumi sonore, în paralel, adică nu dorește să le intercaleze, ci dorește să fie când artist clasic, când artist mai așa din lumea jazzului. Bineînțeles că inspirația vine de la monștrii sacri, dar are și propriul lui drum original. Ștefan, piesa aceasta ta și piesa de dinainte m-au determinat să-i fac un cadou prietenei noastre, pentru că am avut-o de nenumărate ori la emisiune, pe scritoarea Doina Ruști, mai ales că acum vreo 2 ani, cred, că pandemia s-a pierdut șirul anilor și a lansat și promovat un roman în limba spaniolă, chiar în Spania. Și să-i spunem la mulți ani, Doina Ruști, la mulți ani, draga noastră prietenă. Și bine v-am găsit. Și din partea Marei Popa, producătorul emisiunii, de asemenea, la mulți ani. Da. Cum este această zi? E mai deosebit, așa, e frumoasă, nu? E o zi frumoasă, chiar mă gândeam acum că e o zi în care să ieși cu papucei de mătase pe străzile Bucureștiului, pentru că e soare, e frumos și, în fine, se aude și pianul, exact ca în ultimul meu roman,
Exact. Care a și pornit de la faptul că astă vară mă plimbam pe la Biserica Rusă și am auzit un pian ceva fermecător de pe altă lume și el a devenit, pianistul ăsta nevăzut, a devenit personaj în romanul meu Paturi Oculte. Și așa sunt, mi s-a părut o coincidență benefică faptul că m-ai sunat da, alături și de avem un pianist. Un pianist și chiar un pianist foarte talentat care într-adevăr are ceva de spus când se așează în fața claviaturii. Da. Categoric. Deja m-a fermecat. Da. La ce lucrează în prezent scriitoarea Doina Ruști? Face vreo pauză de ziua dumneai sau lucrează așa? Da, nu fac o pauză, nici chiar așa. Nu scriu chiar continuu, dar a trebuit să amintesc de pianistul din ultimul roman pentru că mi s-a părut așa o coincidență, nu știu, care trebuia consemnată. Așa, dar astăzi da, nu da, să da. Scriu, am de gând să mă plimb, să ies. Și mai cu seamă să fac multe poze. A, o să rămână da, totul acolo da, da. Salvat. Aceasta nu doar în memorie, secolului, ci și adică... pentru, da, da, da. Pentru publicul. Pentru că să amintim faptul că scriitoarea Doina Ruști are un număr mare de fani. Chiar merită pozată, cum ar veni. Da, se bucură fanii să vadă fotografii. Când putem asista la un eveniment editorial, în 2021, este ceva pus la cale, așa se zărește. Da, deja anul acesta vor fi multe cărți în colecția pe care o coordonez la Litera. E vorba despre Biblioteca de Proză Contemporană și chiar zilele astea o să iasă de sub tipar o carte care ne-a fascinat pe toți în anii de după Revoluție, fiind primul roman post-decembrist, și anume Sonata pentru acordeon, de Radu Aldulescu. Da, ce mare violoncelist. Da. Ajungem adică tot la muzică. Urmează. Facem ce facem și iar ajungem la mari concertiști. Adică, da. Da. Exact. Da. Și bineînțeles și eu am în plan să reeditez una dintre cărțile mele mai vechi, dar încă nu m-am apucat de scris. Sunt încă în căutare de idei. Încă... În fine, am nostalgia călătoriilor, sper că anul ăsta să putem ieși, să putem să mergem să ne reluăm evenimentele rămase în urmă. Se aude că salonul de carte de la Torino va fi totuși în septembrie și de asemenea evenimentele anulate anul trecut la Londra, în Suedia, s-ar putea ca anul ăsta în sfârșit să se țină. Să dea Dumnezeu! Da, asta este ceea ce sperăm, cred că toți. Și din vocea mea optimistă sper deja să crească așa câteva flori care să plutească peste București și să schimbe cu totul lumea, să anihileze virusul și toate relele. Da. Poate că această imagine va pluti asupra noastră și ne va ajuta pe toți. Da. Fiind spusă de un om cu un suflet foarte mare. Da. Bine, la mulți ani încă o dată, o zi frumoasă așa cum vă doriți și abia așteptăm noi cărți semnate Doina Ruști, cât de autoritar semnate Doina Ruști, inconfundabila noastră scriitoare Doina Ruști. Mulțumesc încă o dată, a fost o surpriză foarte plăcută și vă sărut, vă trimit sărutări virtuale. Și noi la fel, la revedere! La revedere! Așa! Uzăm și piesa numită Fiesta. Rămăsesem acolo când vorbeam despre Cicoria și faptul că tu ai făcut un dictat, ți-ai propus să restitui piesa așa, notă cu notă. Da. N-am mai auzit pe nimeni să facă așa ceva, da. Te-ai chinuit așa, tu pe tine. Da. Dar un chin plăcut, într-adevăr, când vezi că poți să restitui o piesă atât de cunoscută, piesă titulară a unui album de colecție, normal că merită. Da, dar am învățat foarte multe lucruri scoțând piesa asta. Da, și armonie, și pianistică, și scritură, și culori timbrale, tot. Da, da, da. Da. Ce urmează de acum încolo în cariera ta? Păi un proiect așa de mare suflet pe care l-am făcut a fost în luna decembrie la Filarmonicile din Sibiu și Brașov. Am prezentat Colinde Românești, da, văzut. În rezonanța pianului, un proiect
o consider cel mai bun pe care l-am făcut până acum. Și apoi urmează un proiect cu muzică gregoriană pentru pian, iarăși... Te întorci și mai mult. Da, muzica gregoriană. Spre muzica iarăși, veche. Da. Și o facem pentru pian. O să sune foarte interesant. Cine sunt colaboratorii tăi în proiect? Sau doar tu? Nu, sunt singur. Ești singur. Da, deci ți-ai propus așa un proiect din mai multe secvențe sau cum? Sursa aceasta de inspirație, deci muzica oficială a Bisericii Catolice, care este muzica gregoriană, colindele și folclorul românesc. Mai am un proiect, deci, pe lângă muzica gregoriană, cu prelucrări, deci improvizații pe muzica tradițională românească. Da, interesant, deci te apleci asupra folclorului. Da, foarte bine, foarte interesant. Un muzician trebuie să cunoască și folclorul și să știe să jongleze cu el, să știe să-l folosească într-o manieră originală. Da, și ca compozitor cred că e datoria noastră, nu știu, să ne promovăm cultura națională. Adică noi vom cânta întotdeauna mai bine muzică românească decât un străin. Categoric, am urmărit în festivalul Enescu, da. O partitură enesciană a fost chiar la nivelul la care trebuie, nu mă refer la cel tehnic, marile orchestre și mari artiști au un nivel tehnic, e impecabil totul, dar feeling-ul acela, sentimentul de dor pe care noi îl înțelegem atât de bine, absolut. Unii nu pot fi pe aceeași... Da, adică n-au trăit aici, nu. Așa cum nici noi n-am putea să cântăm muzică flamenco. Da, putem să doar să învățăm. Da, da, să fim practicieni. Practicieni, dar nu artiști. Da, artiștii de flamenco sunt doar ei. Da. Și un concert în București sau un concert... Da, pregătesc la Vecinul Bine Temperat de Johann Sebastian Bach. Integrală? La Palatul. Primul volum. Oh, bravo! Primul volum, bine, urmează și al doilea. Da, da, adică ăla e în degete pe tot. Da, sigur. Și deci, peste 2 săptămâni la Palatul Mogoșoara. Vai, ce frumos! Da. Știu că este o stagiune acolo făcută de niște oameni cu foarte, foarte inimoși, așa, făcută foarte bine. Am mai fost la concerte acolo. Deci vei fi pe afișul stagiunii de la Mogoșoara cu Clavecinul bine temperat. Îți dorim succes, poate. Ștefan, și poate ne vom vedea pe acolo, cine știe. Da, vă invit. Vă aștept. Da, mulțumim. Să ai o zi frumoasă, o săptămână bună și cât de curând și tu ai o aniversare a vârstei. Săptămâna viitoare, parcă, luni. Chiar peste o săptămână. Da, duminică. Da? Duminică, de 41 de ani. Mulți înainte. Ce frumos. Da. Da, mulțumesc. Îți spunem de pe acum la mulți ani. Da. Mulțumesc foarte mult. Bine, și rămânem cu pianul mulțumesc tău. Mulțumesc pentru invitație. Așa, până la fix, până la știrile de miezul zilei. Thank you.
acestei complexități sonore numite fusion ne luăm și noi rămas bun de la dumneavoastră. În primul rând, invitatul, pianistul Ștefan Lovin și noi două, Mihaela Păunescu și Mirela Stănescu-Tolea. Rămâneți cu bine și doar cu Radio România Internațional. Să aveți o săptămână cât mai frumoasă!